Așa, în seara asta trimitem bumerang. Da, eu am crezut că s-a lămurit, dar văd că cu cine rezonează fetele, băieții. Iubitul tău, iubita ta, da? Are soră sau frate. Cu cine rezonează? Și sora, să zicem, măgește, da, de la țintă. Face magie asupra iubitului tău. El simte ceva, dar poate că nu înțelege de unde. Ea e magul. Ea e magul. Răsturnăm abilitățile. Higher Priest. Răsturnăm abilitățile. Pentru că a vrut să te răstoarne pe tine, a vrut să te nenorocească, a vrut să-ți nenorocească perechea, punct, spațiu. N-am ce să fac acolo. Eu am crezut că am lămurit, da. Și îl face pe el, zi, tu trimiți bumerang, eu, da, și eu am înțeles altfel. Da. Dar trebuie să le accepți toate scenariile, în toate sari. Trimiți bumerang și ea parează cu rudele sale. Îți dai seama? La idei nu are. Poate are și copil, are și... Dai seama, cu părinții, cu el, cu... Umblă la... Îți dai seama, sora adevărată sau sora verișoara, cred că verișoara, că are accent, alt accent decât el. Da? Este de la un tată și două diferite mame sau, uite, m-am apucat căldurile, sau de la două mame și alt tată și, sau invers. Da? La tine e întors, la ea îi pui în brațe. Da? Să nu mai știe de ea. Să... Da, pe el vroia să-l nenorocească, să-l nebunească, să-l între voi se băga. Da, 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 da. Triunghi, în triunghi, da. Dar eu am înțeles că n-am pus odată la punct cu jumătate de an în urmă, cred că am lămurit informația. Înseamnă că se răsucește, știi? Bumerangul are timp, are o marșă de timp când trebuie să aștepți să se răsucească lucrurile, să meargă în viteză, să trăsnească. Am zis, nu? Îmblă la potența, impotența lui, da, ok. Cineva din... Fetele, băieți, răsturnați pe voi situația. A simțit, a văzut, a, da? Ați văzut în timp, fetelor, spațiu. O să vorbesc așa cu deschis. E dur, e dur, e foarte serios. Se transmite. În timp ai sărit, ai umblat, ai văzut. Nu mai are probleme la, da? Prostată, cojelul nu cântă, nu-i glumă, nu-i de glumă. Pentru că tu înțelegi ceva, dar și altceva nu vrei să accepți. Ori sunt, e scenariu în scenariu în scenariu, știi? Ai răsturnat triunghiul, ăsta era triunghiul. Pentru că ea avea de la el, era nenorocită, era nefericită și trăgea din el, își trăgea bucuria, fericirea și banii la un moment dat, eu așa am înțeles ca și informație. Mai de mult un pic, da, da, da. Dar ziceam că nu s-a lămurit, înseamnă că bun. Și el crede că îi face bine, îl ajută una alta, mai un bănuț, mai un nu știu ce, mai o mâncărică, face cu mama, cu ajută, da, intervenție divină, gata. Da, până când. Zăza-băza, băga între voi în cuplu. Da? Pentru că e nefericită, pentru că a ieșit din relație sau e văduvă, ceva de genul, nici copii nu are, nu. A încercat, a vrut, s-a băgat, da, 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 da. Și crede că încă e acolo când crede că i-a reușit. Da.
Și acum îi întorci toate, da? N-o să mai aibă... îi se iau abilitățile, îi se ia tot. N-o să mai aibă cu ce plăti. Și la final o să plătească cu scutul energetic, da? Avea abilitatea scutului energetic puternic, plătește cu scutul și rămâne, da, măștele jos, tot jos, pe stradă o să meargă, o să se certe lumea cu ea la tot pasul, o babă nenorocită, un moș nenorocit. De unde vin cuvintele astea? Da, asta e informația. Vorbesc strămoșii prin gura mea. Babă nenorocită. O să treacă pe lângă, o să scuipe și scuipătura aia poate să fie atât de acidă și de puternică, mai ceva decât un gând. Ferească Dumnezeu, da. Nu, da, asta e. Gata, a intrat în 8 de cuțite, e băgat, gata. E întors tot, e întors trădarea tot. A băgat magica, s-a băgat între voi. A nenorocit, da, băgat-o în cuțite. Și în sfârșit, da, pe strada ta apare soarele. Na, în sfârșit am găsit hoții și vardiștii. Ce-i cu el? Împăratul. Da, să-și aduc aminte fiecare situație, plus minus acum cine din rude, care, cum. Și era și o discuție. Dar tot nenorociți, oameni nenorociți, săracii trecuți prin, da? Se ascundea după niște adevăruri, omul vorbea și, da, avea cheie la discuții și omul credea. Adică prin ce nenoroc au trecut și uite, la tot pasul întâlnesc așa oameni și tu ai zis, stai să-mi aduc aminte, tu ai zis, acum asta e în familie, dacă el a trecut prin ce a trecut, prin divorț, ăia au probleme, copiii au probleme, părinții au trecut prin divorț, părinții voștri au avut probleme, tu rămâi șefa clanului, tribului. Da. Asta e zis. Și astea, de fapt, erau gândurile ei. Tot arătuiai ce eu sunt, eu să fac, eu să drept. Îi răstoarnă cupele lui. Da? Bagă zâza băza între voi. Acum de-abia înțelege el ce se întâmplă. Pentru că magia cade, pentru ce a făcut pentru tine, nu s-a așteptat să fii, nici nu înțeles ce s-a întâmplat, știi? Nu s-a așteptat. Vezi că pe asta o dobor, nu, nici nu se, nici n-am treabă, nu o să, nici, da? Și ai luat și ai smuls abilitățile, ai smuls măștile, ai smuls tot. Ai pus-o să plătească cu tot. Să-ți întoarcă tot înapoi de ce s-a folosit și ți-a luat. Fetele, băieții, cu cine rezonează situația? Tot! Îi întorci tot! Și avea pleaznă, fratele avea, umbla cu pleaznă, nu înțelegea ce se întâmplă. Se certa cu toate femeile din viața lui, nu se înțelegea. Din divorț în divorț, da? Copiii plângeau, tata tot pleca din... Pentru că era cineva în familie care avea grijă, da? Și trăgea din omul ăsta, da, acolo. Da. Acum pe împăratul, da, îl ajuți, îi răstorne, da, ea a făcut scut din el. Îți dai seama, rude, nebune. A făcut scut din el, da? Și acum... a făcut scut și scutul, moartea înapoi se răstoarnă și vine înspre ea. Înapoi se schimbi, da? Ce a făcut, refaci. Da, și e băgat în cuțite. Gata.
e băgat în cuțite tot ce a făcut ea. Rămâne fără abilități, rămâne fără nimic. Și tu, cu perechea ta, ieșiți la un mal. Vezi, vezi ce frumos. Da, nu e ușor. Acum e nebunie, acum se clirui, se vindecă. Acum să înțelegi despre ce e vorba. Da? Ești pe muche acum. Ești într-o situație unde sunt extreme. Și trebuie să ai un pic de răbdare, să se... De-aia ți-ai dat un pic de timp, ți-ai dat o lună jumate, două luni, o lună jumate, o lună, da, cam atât. Să înțelegi ce și cum și unde. Nu-ți fă griji. O, când a să reușesc, nu o să, dar nu. E ok, ai să reușești. I s-a răsturnat forța, da, și mai vedem cu lumânările, mai clirui, mai, da? Fiecare să-și facă ce trebuie, ce simte, da? Tot ce simte, da? Tai, rup, dezlegi, vizualizezi, zmulgi. Te-a băgat pe tine cu el în ceartă, pe tine cu ea, fetele, băieții, răsturnați pe voi situația. Și acum închide ochișorii și ceartă toate certurile care le-ați avut voi ca și cuplu, schimbă personajul acolo. Bag-o pe ea în locul tău și să se certe cu el. N-ai ce să faci, spațiu. Și așa îi deschizi ochii, înțelege cu cine are de-a face, spațiu. Acolo e. Asta e informația care îmi vine acum. Și lui dai putere și la ea o răstori, spațiu. Că nu tu îi dai, e puterea lui pe care ea încearcă să o... Și lovers răsturnați, care erau energiile superbe care le aveai tu cu iubitul tău, îi le răstorni ei. Ea se hrănea din așa ceva. Îmi pun mâinile în cap, eu nu-mi vine să cred ce pot să înțeleg și să aud de vreun an încoace. Pe cuvântul meu! Nu. Justice. E răsturnat visele. Gata. Până în septembrie. O să ia tot înapoi ce a băgat zăzabâză între voi. Lui i-a umblat la... Da, potență, ție ți-a aruncat boli. Era să zic ce boli. Fantastic. Și tu ai ieșit din tot ce ți-a fost aruncat, pentru că ești preoteasă divină. De tine nu se lipesc bolile. Dar n-aveai de unde să știi. Tu n-aveai. Puteai să cotcodăcești mult și bine de durere și de... Pe cuvântul meu, așa ceva. Ai răsturnat carul de viteză. Da, gata. Însă-și diavolul, însă-și, da, se duce să-i ceară, te-ai distrat, ai primit ce ai vrut, ai devenit cine ai vrut, acum plătește. Se duce să se distreze cu ea. O să nebunească așa cum te-a nebunit ea pe tine și mai ales pe fratele, cum l-a nebunit la nenorocit. Sau în familie, cine, cum. Acolo suntem și vedem mai departe ce se întâmplă. Bun.